Am încercat să digitalizăm foarte mult activitatea asociației noastre și în principal să ușurăm activitatea fermilor, pentru că ei trebuie să crească animale, nu? Nu. Și, de exemplu, putem intra pe ferma Carpathian Meat, aici ne aflăm, și la ferma, de exemplu, Carpathian Meat Siebenbürgen. Intrăm pe fermă, vedem detalii despre proprietar, toate cele. Aici vedem animalele care sunt 1698 de animale care sunt fiecare cu informația. No, și dacă intrăm pe animal, ne spune despre animalul respectiv, data în care e născut, sexul, în ce secțiune e încadrat în registru, al câtele animal din registru, greutatea la noastre, culoarea, steagul, pentru că e din România. Ne prezintă și originea pe două generații, că este tatăl din Germania, steag de Germania. Pe linie maternă și paternă, uitați că avem și un bunic din Canada, ne prezintă practic toată genealogia acestui animal.